там аж нет заскока. Bună ziua, mulțumesc pentru acum. Această întâlnire. 1. Ieri seară, domnul Traian Băsescu a aflat legitim în postura legală, totuși, de președinte al României. A făcut niște declarații publice în raport cu care doresc să comunic la rândul meu, în calitate de lider politic, de copreședinte al Uniunii Sociale Liberale, de președinte al Senatului României, poziții publice. Domnul Traian Băsescu, după cum era de așteptat, sigur a intrat în campanie electorală. În cursul intervenției sale de ieri, a făcut din nou, este singur, da? Parcă mai apăsat ca niciodată, o serie de afirmații irresponsabile, de maximă gravitate și profund dăunătoare României. În primul rând, Traian Băsescu a afirmat din nou că România nu este un stat de drept. În ciuda faptului că până și observatori și factori politici externi din Uniunea Europeană, din Statele Unite, au reevaluat sau au evaluat final situația din acest punct de vedere din România, remarcând tocmai faptul că, în ciuda disputelor politice intense din această vară, România a funcționat ca un stat de drept. Domnul Traian Băsescu, care, repet, legal îndeplinește funcția de președinte al României și, în această calitate de șef al statului, declară despre România că nu este un stat de drept. Asta este, cum spuneam, o afirmație defăimătoare, foarte gravă, la adresa României și naște întrebarea următoare. Dacă România nu este stat de drept, ce fel de stat este și ce anume este Traian Băsescu în acest stat? Care este rolul său? Dacă nu este stat de drept, atunci este un stat dictatorial, un regim autoritar, un regim bananier, diverse alte variante, orice altceva decât un stat de drept. Care e situația președintelui? Este el șeful acestui stat? Este cumva o static, prizonier? S-a întâmplat sau se întâmplă în România o lovitură de stat împotriva voinței sale? Am vrea să avem răspuns și la aceste întrebări. Și afirmații care se pot face în timpul și în scopul unei campanii electorale, trebuie să implice o responsabilitate cu atât mai mare, cu cât ai o funcție oficială în statul respectiv. Traian Băsescu deține legal, nu legitim, dar legal, funcția supremă și în sensul acesta responsabilitatea sa trebuie să fie maximă. În al doilea rând, Traian Băsescu a afirmat din nou răspicat că România nu este credibilă. Este din nou un lucru inacceptabil pentru un șef de stat. Și eu aș vrea să vă rog pe dumneavoastră, să-i rog pe cei care urmăresc oricine din opinia publică, urmăresc evoluția politică din România, să mai dea un singur exemplu al unui șef de stat care spune despre țara sa, public, de cea mai oficială postură, că nu e o țară credibilă. Bineînțeles că România are probleme mari de credibilitate în diferite zone și din diferite motive. Dacă aceste afirmații să fie făcute de șeful statului, este nu doar inuzual, cred că este fără precedent. În al treilea rând, încercăm să argumenteze aceste afirmații irresponsabile, domnul Traian Băsescu invocă faptul că anumite instituții ale statului, cum ar fi ANI, cum ar fi Curtea Constituțională, sau cum ar fi uneori DNA sau Parchetul General, sunt criticate public de către oameni politici. Acesta nu este un lucru interzis. Acesta face parte din dezbaterea publică peste tot. Un stat de drept nu se definește și nu se recunoaște
prin faptul că nu există dezbatere publică despre funcționarea instituțiilor, ci se definește și se recunoaște prin modul în care regulile, legile, hotărârile unor instanțe sunt respectate. În sensul acesta am putea să întrebăm la fel de bine dacă domnul Traian Băsescu, atunci când atacă în permanență Senatul, Camera Deputaților, partidele politice, corpul politic și parlamentar la ansamblu, nu cumva se află în aceeași situație. Nimeni nu l-a acuzat niciodată pe Traian Băsescu că încalcă statul de drept din cauza criticilor sale la adresa Parlamentului. Care vine să clarificăm faptul că spre deosebire de concepția de moștenire securistică a lui Traian Băsescu, instituțiile ale statului nu sunt doar acele instituții pe care domnia sa le controlează, sau serviciile secrete, sau pachetul. Instituții fundamental democratice ale statului de drept sunt și cele două camere ale Parlamentului, sau aș spune eu, cred, sprijinind pe Constituția actuală a României, în primul rând acestea. Îmi vine întrebat despre ce va face în legătură cu desemnarea premierului într-o anumită ipoteză de rezultat a alegerilor. Domnul Traian Băsescu a dat din nou un răspuns inacceptabil, un răspuns periculos și un răspuns pe care eu mi-am dăduit să-l traduc așa cum l-am înțeles eu, cred, nu numai eu. Întrebat ce va face, domnul Traian Băsescu nu a răspuns voi desemna un premier în conformitate cu sau în act de expresia voinței populare de la vot. Nu a răspuns nici măcar general voi desemna un premier în conformitate cu prevederile constituționale. Domnul Traian Băsescu a răspuns voi desemna un premier, eu, Traian Băsescu, în conformitate cu interesul național. Și traducerea mea pentru folosirea de această dată, în această împrejurare a conceptului de interes național, este pur și simplu bun plan. Este expresia arbitrajului perfect. Adică eu, Traian Băsescu, stabilesc care este interesul național și fără să mă intereseze deloc, dar deloc, ce votează milioane de oameni, compatrioții mei, cetățenii României, hotărăsc eu care e interesul național și deci hotărăsc eu cu cine trebuie să formeze guvernul în România, indiferent de rezultatul alegerilor. Sigur, toate aceste afirmații, ca și multe altele de detalii, care nu mai intru din îndelungata expunere a domnului Băsescu de ieri seară, intră în registrul cu care ne-am obișnuit al președintelui, așa zis, jucător, al președintelui participat activ la campanii electorale. Până aici n-ar fi nicio surpriză, n-ar fi nicio mirare, n-ar fi nicio noutate. Aceste afirmații însă și influența lor, importanța lor, semnificația lor, cele, repet, profund dăunătoare României pe de o parte și cele în care ne anunță că nu există niciun fel de legătură între desemnarea premierului și rezultatul alegerilor parlamentare, sunt de foarte mare gravitate. Și, încă o dată, o spun, nimeni în Uniunea Social-Liberală, nimeni dintre cetățenii români care vor vota Uniunea Social-Liberală, vom vedea că sunt aceștia și vom trage concluziile, nimeni nu este dispus să-i permită unui președinte impus împotriva voinței cetățenilor români de către Curtea Constituțională să-și bată joc de votul lor, de statul de drept cu adevărat din România și de lucrurile elementare dintr-un stat democratic. Adică acelea care duc la exprimarea voinței populare și la dreptul de a alege cine îi reprezintă pe cetățeni în instituția parlamentară și implicit cine reprezintă pe cetățeni în alcătuirea guvernului și în exercitarea guvernării. Aceste lucruri despre Traian Băsescu, doi. Domnia sa a început
o serie de demersuri prin care 1. Cere Camerei Deputaților să revină asupra unor decizii pe care Camera le-a luat. Am văzut răspunsul Camerei, nu-l comentez. Cere Senatului să revină asupra unui vot pe care Senatul a dat în speța Mircea Diaconu și este o solicitare a președintelui pe care la proximul birou permanent al Senatului o voi pune în discuție. Senatul poate face dacă asta este decizia biroului permanent și a majorității Senatului, poate face încă un vot, deși, repet, Senatul nu se află sub cenzura președintelui în niciun fel. Că îi place președintelui votul, că nu. Putem să discutăm despre semnificația acelui vot, putem să discutăm despre cazul Diacon, putem să discutăm despre orice, un lucru rămâne clar și ferm în Constituție, nu președintele impune agenda Senatului, Parlamentului în general, ce e de votat și ce nu e de votat și mai ales cum trebuie să se voteze. În fine, președintele îi cere premierului să facă o remaniere. Sigur că președintele poate să ceară. Poate să ceară orice. E de la sine de înțeles însă că responsabilitatea asupra alcătuirii și funcționării echipei guvernamentale revine exclusiv premierului, fără nicio atribuție a președintelui. Și că guvernul, în ansamblul său, se află integral, exclusiv sub controlul Parlamentului. Cu alte cuvinte, pornind de la ceea ce Agenția Națională de Integritate, în prima zi de campanie, a formulat ca acuzație de incompatibilitate împotriva a trei miniștri și un secretar de stat, domnul Traian Băsescu dorește să impună primului ministru și guvernului să se comporte în fața acestor acuzații ca în fața unor sentințe. Ele nu sunt sentințe, miniștrii respectivi imediat și-au prezentat poziția, răspunsul, respingerea acestor acuzații cu documente pe care le-au prezentat opinii publice și suntem în interiorul statului de drept, atâta vreme cât pornim de la prezumția de nevinovăție, cât acești oameni își pot exercita dreptul de a contesta această decizie a ei și cât așteptăm o decizie care, într-adevăr, să fie a unei instanțe ultime și a unei instanțe care să aibă puterea de a emite sentințe. Punctul 3, în privința domnului Dan Michalache, pentru că am văzut discuția de astăzi și ea riscă să capete niște conotații care nu sunt potrivite. Domnul Dan Michalache nu a fost înlocuit de premier din cauza acuzației nefondate după afirmațiile lui Dan Michalache și, până la proba contrarie, și din punctul nostru de vedere, de incompatibilitate. Domnul Dan Michalache a fost înlocuit în urma unei consultări pe care am avut-o cu premierul, pe care premierul a avut-o cu mine, și de altfel și cu domnia sa, pentru declarații nepotrivite. Atenție, nu anti-americane, nu știu de unde a apărut acest termen. Sper că el nu aparține guvernului, sper că aparține comentatorilor, dar nu avem de-a face cu declarații anti-americane. Sunt declarații nepotrivite. Într-adevăr, este inacceptabil din punctul meu de vedere, și ăsta a fost punctul de vedere pe care l-am împărtășit cu premierul și, repet, ne-am consultat asupra acestei decizii, ca un oficial al statului român, să pună fie și într-o declarație conjuncturală la îndoială elemente fundamentale din politica externă a României. Parteneriatul României cu Statele Unite este un pilon fundamental al politicii externe românești. Este un punct cardinal al acestei politici. Este cea mai importantă realizare a politicii externe românești împreună cu faptul că suntem membru NATO și membru al Uniunii Europene. Și niciodată nimeni, din Partidul Național Liberal sau Uniunea Social Liberală, și din fericire, cred, pe toată scena politică românească semnificativă, nu le-a pus la îndoială. Nu le pune în fond nici Dan Michalache. Dar Dan Michalache, în calitatea sa oficială, a făcut o declarație nepotrivită și declarațiile nepotrivite în politică, atunci când ai o asemenea nevitate, se plătesc. Nu înseamnă că Dan Michalache este anti-american, nu înseamnă că a făcut declarații anti-americane și nu înseamnă, repet, că este un om care are o altă viziune despre politica externă decât Partidul Național Liberal, decât
USL sau guvernul local. N-are de-a face, încă o dată, această decizie nici cu solicitările domnului Traian Băsescu. Ea, de altfel, a fost luată ieri, înainte, tot ca în cursul dimineții de ieri, am avut discuția cu premierul pe acest subiect și cu domnul Micalac, de altfel. Nu are nimic de-a face cu solicitările și scrisurile domnului Traian Băsescu. Și n-are de-a face nimic, dar nimic, cu tema presupusei incompatibilității. Dacă sunt întrebări, în legătură principal cu aceste spețe, vă rog să răspundeți. Ce spuneți și demiterea celor trei miniștri, Cartelic, Rupiu și Zilea? În niciun caz. În niciun caz, eu am avut discuții cu cei doi miniștri din Partidul Național Liberal. De altfel, repet, poziția lor și ceea ce mi-au spus mie, știți și dumneavoastră știți întreaga opinie publică, oamenii și-au apărat nevinovăția cu documentele pe masă și ca atare, în niciun caz, nu poate fi vorba despre demitere. De altfel, nu e doar poziția mea, ca lider de partid, este și poziția premierului pe care a formulat-o aici, cred eu, în conferința de presă pe care am avut-o împreună, în numele Uniunii Sociale Liberale și nu se pune problema demiterii în niciun fel. Sigur, există, din punctul acesta de vedere, pentru că e vorba de bună credință întotdeauna, există discuția mereu cum să facem încât să ne jucăm sau cum acești oameni să se apere mai convingător în fața unor atacuri pe care trebuie să spun și instituțiile aservite le fac de foarte multă vreme. Ceea ce vreau eu să fie foarte clar, încă o dată, ca mesaj, pentru Traian Băsescu. Pentru cei care acceptă sau mai acceptă să facă jocuri politice în astfel de instituții, este că el poate la rigoare, poate, nu a acuz pe nimeni, nu știu, dacă îi dă cineva concursul, eu sper că nu, din DNA, începe urmărirea penală, cum au mai început în unele cazuri, din senin. Și miniștrii sunt atunci suspendați. Poate face. Nu poate să demită, nu poate să pună sub acuzare, nu poate să scoată din țara asta milioane de oameni care își vor exprima votul la 9 decembrie, așa cum și l-au exprimat la referendum, așa cum și l-au exprimat la legile locale. Nu are, cu aceste mijloace pe care le cunoaște, nu are Traian Băsescu cum să evite ca în România mecanismul esențial democratic al alegerilor. Cauza votului din Camera Deputaților de cei doi foști miniștri, votul din Senat și, la fel, cei patru acum noastre, ei de guvern, asupra tot la planează suspiciuni. Și dumneavoastră o credeți? Asta a fost argumentul de domnie sale. Nu, asta nu sunt argumente. Pentru că un mecanism, un raport în CV, se construiește în timp și se construiește pe niște argumente care măcar trebuie să aibă pretenția de solidaritate. Nu putem, pe o chestiune scoasă în prima zi de campanie, acum două zile, de către ani, să construim raportul PNCD al României. Știu de altfel de la colegii mei, cel puțin de la Ovidiu Silaghi, că domnia sa, cu documentare completă pe această situație, se va adresa și forurilor europene. Pe cazul acesta, cu ani, pentru că a venit vremea totuși, dacă vrem, într-adevăr, să facem o analiză serioasă a funcționării statului de drept în România, să fim puțin în ofensiv. Adică atunci când, să zicem, cineva oficial în Uniunea Europeană ne trimite o adresă în Ministerul Justiției și întreabă de vreo 20 de dosare ale unor persoane, dosare care sunt în curs, cercetări care sunt în curs, nu pe care nu le funcționează nimeni, dar toți 20 sunt din PSD sau din PNL. E cazul să spună persoanei respective sau să întrebăm persoana respectivă dacă nu cumva e curioasă și de altă dosare. Dacă nu cumva a primit această listă de la cineva, partizan din România, și continuă să acționeze ceea ce este nepermis din poziția de oficial al Uniunii Europene, în calitate la fel partizană. Deci lucrurile acestea nu mai pot fi lăsate așa. S-a mers foarte mult pe bună credință. Știm foarte bine ce au făcut Monica Macovei, Traian Băsescu și oamenilor între timp.
Atunci, iată că, de pildă, Ovidiu Silaghi este decis să se adreseze cu tot acest dosar al credinței incompatibilități și forurilor europene. Sper că n-are nimeni de la ANI nimic împotrivă. Așa încât a pune raportul MCV pe seama unor decizii ale Parlamentului. Decizii care, repet, nu încalcă nicio lege, nu încalcă nici Constituția, nu încalcă nimic. Deci, Camera Deputaților, discut în principiu, nu discut fondul speței, nici nu sunt deputat, n-am participat la dezbatere, ca atare n-am participat la vot. Dar Camera Deputaților, în termenii Constituției și legii, avea dreptul să se pronunțe într-un fel sau altul. Nicăieri nu scrie acolo, trebuie să voteze Camera automat, nu știu, ridicarea imunității sau despre ce era vorba acolo. Nicăieri. În cazul de la Senat, s-a dat un vot. Și încă o dată, într-o paranteză, semnificația votului la Senat este ceea ce am discutat cu colegii mei la momentul, în ziua votului, era în deplasare în întâlnire oficială cu președintele Senatului Spaniei, am participat la vot, dar știm ce s-a votat acolo. S-a votat următorul lucru. Nu ca Mircea Diaconu să sfideze, ceea ce nici Mircea Diaconu dorește o hotărâre, o instanță în alte curți de casație și justiție, pentru că în virtutea acelei sentințe, Mircea Diaconu nu mai candidează. Problema era de asumarea responsabilității Senatului pentru un lucru căruia Mircea Diaconu i-a căzut victimă fără nicio vină. Adică faptul că Mircea Diaconu se adresase oficial Senatului și întrebase, pot să fiu director de teatru și senator? Și Senatul, ca instituție, prin Comisia Juridică și după aceea prin plenii, a răspuns, da, pot să fiu. A făcut ca în cadrul acelui vot, în urma plădoarilor care s-au făcut, de asta e Senat. Ca să citească scrisorul lui Traian Băsescu să ridice mâna, ca la Consiliul cu PDL. Senatul a dat acest vot pentru a-l absolvi pe Mircea Diaconu moral, că nu mai avea importanță pentru câteva zile de o vină pe care nu o avea. Dar dincolo de asta, cine cenzurează dezbaterile sau hotărârile Parlamentului României? Curtea Constituțională, atunci când s-a întâmplat ceva neconstituțional. E o sesizare la curte în legătură cu acest vot. Își urmează cursul, vom vedea ce spune curtea. Repet, toate hotărârile discutate, discutabile sau nu, ale tuturor instanțelor din România au fost respectate, culminând cu hotărârea de reinstalare a lui Traian Băsescu, împotriva a 7,5 milioane de voturi în funcție de președinte. Toate au fost respectate, în tocmai și la tine. Și dacă mai permiteți o întrebare, apropo de considerațiile asupra unor instituții fundamentale ale statului, pe care dumneavoastră le numeați normale, într-o dezbatere publică, și cu statul de considerație atacul normativă din partea liderilor politici și din partea oamenilor, cum trebuie să păi, v-ați obișnuit cu asta. Noi avem în această funcție, am avut ales, acum avem numit un om care niciodată nu s-a cenzurat. Care va spune aminte că acum am bine calificat un ministru, pe Tudor Chioariu, tânăr mafiot obrază. Fără niciun fel de argument și fără niciun fel măcar de scuză sau reevaluare, că tot este în obicei ulterior față de acest om care nu, tânăr, era deputat al statului român, parlamentar, ministru. Dar despre cine n-a spus Traian Băsescu tot felul de lucruri? Sigur că atâta vreme cât un post de televiziune sau un organism de presă oarecare nu-i convine, nu are niciun fel de problemă să-l califice drept mafiot. În judecată, vedeți bine că nu poate fi dat, că imunitatea ridicată pentru toți, dar pentru Băsescu trebuie păstrată. Să vorbească în corpore despre interesele a 471 de parlamentari, adică toți. Toți sunt răi. Toți cauzează daune României. Iar își permite să vorbească. Toate lucrurile acestea se adună. Personajul respectiv este calificat. E calificat în fața corpului politic, indiferent de partid, inclusiv în PDL, chiar dacă sigur ei n-au ajuns la poziția verticală să poată vorbească, vor să ajungă. E calificat în fața corpului electoral, corpului cetățenesc al României. Vezi rezultatele de la referendum, nu mai vorbim de sondaje. Asta este situația. Nenorocirea României este că avem de suportat
atât cât vom mai avea de suportat, un personaj care, dată fiind funcția sa, provoacă prejudicii uriașe. Imaginați-vă încă o dată, că tot ne preocupăm de imagine în străinătate, cum e văzut o țară al cărei președinte spune că țara aia nu e un stat de drept, dar e președinte acolo, că nu e credibilă, sub niciun aspect, care înainte să apară raportul BNCV, pronostichează că va fi groaznic și trebuie, de fapt, induce ideea că trebuie să fie groaznic, care califică drept mafioți toți cei care lansează critici la adresa funcționării lucruri sau altora și care încorpore, incriminează toți cei 471 de parlamentari. Ce spuneam de lucrurile astea? Domnul Mărinărat, am avut alte explicații pentru schimbarea asta din funcție, spunea că are o legătură cu activitatea politică în campanie, spunea cumva are o structură guvernamentală, spune care a zis de astăzi. Asta este o chestiune, da, asta este o chestiune pe care o va decide primul ministru, fără îndoială că activitatea lui Dan Michalache, activitatea lui publică-politică va continua, dar astea nu sunt cauze. Cauza este cea pe care v-am spus. Și Dan Michalache este un om mult prea instruit în acest gen de tematici, ca să nu înțeleagă că există declarații nepotrivite care se plătesc. Încă o dată o spun. Aici nu este vorba de a da satisfacție cuiva, ci pur și simplu asta se întâmplă, că suntem toți oameni politici importanți care au făcut declarații greșite și au demisionat. Parteneriatul între Statele Unite și România nu poate fi pus în discuție funcție de Horia Georgescu sau funcție de altceva. A! Și noastră veți spune, păi domnul Martin Eștine, primul care a formulat declarații care ar fi lăsat să înțeleagă că poate fi pus în discuție parteneriatul. Așa e bun? Secretarul General Junt al Guvernului României nu este ambasadorul Statelor Unite. Dar Michalache nu e mai Piteștin și, la vremea respectivă, am avut ocazia să-i comun domnului ambasador convingerea, rugămintea, dacă vreți, ca să nu facă nici domnia sa declarații care se trimită sau să lasă să se înțeleagă că parteneriatul român-american poate fi pus la îndoială. Nu, nu poate fi pus la îndoială. Sunt un fundamental și constant în politica externă a României, după cum, din fericire, este un punct constant în politica succesivă a administrației, politica externă a administrațiilor americane. Ce altă însărcinare a putea primi domnul Michalache pe linie guvernamentală? A spus astăzi... Ei, nu sunt... Am înțeles că a discutat dumneavoastră și a convenit. Citez, am avut eu o discuție cu domnul Ponta și domnul Antonescu. Am convenit să am o altă însărcinare pe linie guvernamentală. Asta am convenit în principiu. Detaliile convenim domnul Ponta. Și legat de domnul Silaghi, dacă tot ați vorbit și domnul să dispus să se apre acum la forurile europene, cumva v-a explicat și de ce există o diferență între veniturile sale atât de mari, între veniturile declarate și salariul luat, e o diferență de vreo 200.000 de lei, din câte observ aici. Da, domnul Silaghi a dat toate explicațiile necesare și le vă mai da în continuare. În orice caz, mie mi-este foarte clar, din atitudinea sa, că este atitudinea unui om acuzat pe nedrept și un om care dorește să se bată până la capăt pentru a respinge aceste acuzații. Nu eu decid dacă acuzațiile sunt corecte sau nu, nu pot decât să respect prezumția de nevinovăție și să fiu solidar, în ciuda interpreției pe care încercai să o dea domnul Băsescu, să fiu solidar, nu cu vreo infracțiune, nu cu sustragerea de la controlul legii și instituțiilor menite să o aplice, ci cu dreptul fiecărui om de a se apăra. Cu dreptul fiecărui om de a nu fi campania, victima campaniei lui Traian Băsescu când vrea domnia sa, Horia Georgescu. Și de asemenea, mai spun un lucru. La un moment dat va trebui făcut un bilanț. După ce se pronunță instanțele, câte totuși din acțiunile ANI s-au dovedit a fi întemeiate, pentru că totuși ANI nu este tribunalul, domnul Horia Georgescu nu este judecător, și performanța și corectitudinea unei instituții trebuie evaluate, cred, în orice stat de drept. Domnul președinte, am o oră stanță la dumneavoastră, am să știu și părerea dumneavoastră clară despre referendumul care a hotărât reducerea numărului de parlament.
trebuie sau nu trebuie făcut, e legal, nu e legal, e moral, nu e moral, mă rog, ceva de genul. Noi am făcut, după cum vă amintiți, reversul și pentru, împreună cu Victor Ponta, așa am și introdus și un amendament, am pus să facem o altă lege electorală pentru reducerea numărului de parlamentari. Nu am întâlnit o majoritate și nu am să fiu copit să spun că n-am întâlnit-o, pentru că n-au făcut cei de la PD. Cei de la PD s-au făcut de comedie, că n-au mai avut. Dar și din rândurile noastre au existat rezerve și n-a reușit acest demers. Reducerea numărului de parlamentari se putea face. Nu era obligatorie, dar în orice caz se putea face. România putea fi reprezentată bine de un parlament 300, să avem o formulă cu 312 ani. Problema la care noi țineam foarte mult era bicameralismul, din alte motive. Deci cred că trebuie făcută. Și cred că în Constituția următoare, un capitol foarte important trebuie să fie acesta. Parlamentul, din punctul nostru de vedere, indiscutabil bicameral, dar într-o formulă de 300 de parlamentari, cele două camere reunite, e foarte bine. Legea electorală clară și corectă, nu precum cea pe care funcționăm acum, din cauza Curții Constituționale, adică alegerea primarului în două tururi, alegerea președintelui Consiliului Județean, dacă vom mai avea aceste structuri și aceste alegeri, în două tururi, la Parlament, fie sistem de liste, deci sistem curat proporțional, fie uninominal pur, și ăla de preferință în două tururi. Lucrurile astea pot fi și trebuie practicate. Și asta e poziția mea. Domnul președinte, pe data 19 am înțeles că ați convocat sau ați decis să convocați un birou permanent. E o vacanță parlamentară în acest proiect parcurs. Pe data de 19 veți introduce pe ordinea de zi această ceară de evident, este scrisoarea celor instituțional, este scrisoarea președintelui României care se adresează Senatului, este absolut normal să o cunoască membrii biroului și membrii Senatului. Deci pe 19. Pe 19 e nu să ne întrumim de urgență. Dacă ne-am gândit la întrebare, câți din acolo miniștrii desemnați și sprijiniți de PNL ar putea fi considerați buni pentru un nou camembri în un guvern, în cazul în care o să legea 50% cu 1, iar președintele care învățesc, ar putea să numească o premierii ca pe USR? Toți. Inclusiv domnul Silaghi și domnul Helbi. Sigur. Cei mai buni. Toți. De vreme ce niciunul dintre ei, deci de vreme ce Partidul Național Liberal n-a luat decizia de a cere premierului înlocuirea vreuna dintre ei, înseamnă că sunt buni să fie într-un guvern și înseamnă că, așa cum sunt în acest guvern, pot fi și celălalt. Nu avem în acest moment, cum spunea și premierul, această formulă pregătită. Discutăm încă asupra structurii guvernului. Nu există nicio garanție sau nicio obligație ca miniștrii actuali să se regăsească. Nu s-ar putea să nu se regăsească niciunul. Dar nu din cauza că n-ar fi bun. Deci, din punctul de vedere al activităților, toți pot face parte din alt guvern, fără niciun fel de îndoială, domnul Helbig, pentru că putem să discutăm despre activitatea lor în aceste ministere în detaliu. În cazul în care pe 9 decembrie se presupune că se va întâmpla ca peste 51% din populația cu drept de vot, nu cei care se prezintă, vor anula buletinul de vot pe principiul că toți au fost cu toți. E o poezioară aici, mă rog. Ce credeți că se întâmplă în momentul în care 51% din populația cu drept de vot anulează buletinul de vot? Prevederile constituționale, prevederile legale, sigur că ar fi, accept ipoteza dumneavoastră, deși e puțin probabilă, din punctul meu de vedere, evident că ar fi un semnal. Deci se vor lua, se vor relua legile ca candidați? Nu cred. Asta ne spune legea. Păi nimeni nu poate face majoritate dacă majoritatea nu la buletinul de vot. Mandatele de deputat și de senator se acordă prin numărarea voturilor valabile exprimate. Și dacă 51% din cei cu drept de vot îi respind în corpore pe cei din clasa politică, ce faci? Am spus, am Constituția și lege. Dar nu se întâmplă asta. Deci, ce faci? Dacă îi dea seara, mi-a fost zi o filă cu eventualul seara unei de toate suspendări. Încă o dată, subiectul
întrebare, nu se reducă în urmări. Cred că a fost destul de limpede. Pe noi ne interesează, în acest moment, să ducem la capăt, corect, o campanie electorală, să vedem ce spun cetățenii, să se petreacă toate acele momente ale alegerilor, constituirii noului Parlament, constituirii Guvernului, așa cum sunt ele prevăzute în orice democrație, în orice caz în Constituția noastră actuală, și nu dorim să facem lucrurile în așa fel încât poate ajungem la o suspendare. Vă aduceți aminte că și premierul Ponta a vorbit despre interesul nostru al tuturor, dar nu mai avea încă o criză politică. Nimeni nu dorește o criză politică, am dorit-o în cealaltă dată. Eu spun doar că nimeni nu va permite, nimeni dintre noi nu va permite să facem alegeri degeaba în România. Ca să iasă domnul Băsescu la când s-a mutat acolo și să ne spună, domnule, eu și cu Lăzăruiu am hotărât așa. Nu ne interesează ce ați votat voi din milioane de români. Asta nu va permite nimeni. De dragul de a nu avea o criză. Pentru că atunci suntem în criza perfectă. Și nu. Ați vorbit deschis despre nouă suspendare a președintelui în cazul unui scenariu în care USR-ul ia 51%, președintele nominează 50% plus din mandat. Da. Okay. Dar acestea, toate criteriile pentru referendum au rămas identice. Vă trebuie tot jumătate de plus 1 din cei cu drept de vot. Nu a schimbat nimic în ultimele 3 luni. Ce vă face să credeți că acum vor ieși mai mulți oameni la vot decât aici în vară? Va fi la fel o iarnă? Noi nu discutăm acum despre suspendare, despre un alt referendum. Noi discutăm acum despre alegeri, despre alegeri corecte, despre rezultatul lor și despre respectarea rezultatului lor. Și despre suspendare, totuși, după aceste alegeri. Despre suspendare discutați dumneavoastră. Nu mă puteți forța să discut și eu. Eu v-am spus de fiecare dumneavoastră, dată. Eu v-am spus de fiecare dată. Pornind de la un dialog pe care l-am avut la un post comercial de mare succes, care o dată pe săptămână și din 20-20 de ani face dialog politic, am fost întrebat ce se întâmplă dacă. Și atunci am spus că e vorba de suspendare. După aceea, o săptămână, toate posturile de televiziune au discutat despre faptul că Antonescu, care e, că la amenință pe președinte cu suspendare. Mă interesează suspendarea iminentă. Antonescu și cu Voiculescu aruncă în aer bătrâna Europa. Ce să facem decât să discutăm ca să ne înțelegem? Nu. Deci nu avem subiectul suspendării în acest moment, pe ordinea de zi. Avem, și m-am referit la ea, o declarație inacceptabilă a președintelui, dar e deocamdată o declarație. Și ce face domnul cu legea privind referendum? Vreți să o modificați, nu vreți să o modificați, participare? Avem în acest moment o lege care este în vigoare și care, așa cum s-a întâmplat în vară, a fost respectată. În momentul în care vom avea inițiativa modificării eventuală acestei legi, o să vă anunțăm. De asemenea, ați fost pe aceleași poziții președintele Traian Băsescu privind participarea observatorilor OSCE la alegeri. Și președintele a spus că este de neacceptat să avem asemenea observatori la alegerile parlamentare. Singurul care le-a cerut a fost premierul Ponta. Nu este clar că e de neacceptat. Nu am niciun fel de problemă să avem observatori. E neplăcut. Este neplăcut și încă o dată și aseară uitam cum președintele României, pus de Curtea Constituțională, radia de bucurie să spună că noi suntem o țară de rușine în care vin observatori. Nu e nicio rușine, nu e plăcut. Președintele nu mă mai referi la asta, dar în seria afirmațiilor irresponsabile făcute ieri, a mai fost încă una. Și anume că au fost fraude uriașe. A reluat din nou, în ciuda faptului că după anchete intense, desfășurate în teren, în toate zonele în care au vrut să ancheteze procurorii, nu la Paris, acolo, s-a dat un verdict la instanțele respective. Știm foarte bine că un număr de 55.000 parte de voturi sunt o problemă. Discutat. Nu înseamnă că au fost da, au fost nu, au fost false. Sunt puse în cercetare. E foarte bine că sunt puse în cercetare. Pentru că cineva a procedat incorect în procesul electoral să suporte până la capăt jucările legii. Cum vin
ca președinte și afirm, repet, despre legile din țara ta, după ce lucrurile astea s-au cercetat, au fost fraude uriașe. Vii și o faci, ești responsabil, irresponsabilitatea aia. Se plătește. Dacă ai făcut o declarație nepotrivită ca ta, Mica Lache, poți să fii schimbat. Dacă ai făcut o lansă de declarații irresponsabile ca președinte, poți să întâmplă altceva. Poți fi suspendat. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, mulțumesc.